Deci la 55... Ce? Ce-ul? Cine este egal? Ce? Ce e egal cu modul din x plus modul din x minus 1. X minus 1, da? Da. Da. Aici am o problemă complicată. Păi, modul din x nu e x? Dacă x e pozitiv. Dacă e negativ? E minus x. Și modul de minus x nu e x? Păi, cum am vorbit, mă, Miruna? Deci modul din x nu e egal tot timpul cu x. Până poate până să fie și până acum așa făceam. Când am făcut așa? Mereu. Depinde, Miruna, când x-ul e pozitiv, rămâne așa. Când x-ul pozitiv, totdeauna x. Rămâne x. Când x-ul e negativ, face minus x. Că schimbăm semnul ca să-l faci din negativ în pozitiv. Când zice că x-ul aparține lui el? Mama, lui el înseamnă... De la minus infinit la plus infinit. Exact, la plus infinit. În toate variantele. Nu zice că e numai pozitiv. Mm-hmm. Mare atenție. Problema este frumoasă aici. Dacă avem modul din minus 2... Le explicăm și pe asta, cu modul x. Da, da, și dacă avem modul din minus 2, nu e egal cu 2? Da. Dar tot suntem într-un impas. Că tu nu înțelegi de ce... De ce... Nu las numai x, nu? Uite, asta este problema pe care trebuie să lămuresc, e obligația mea. Eu dacă de aici plec, noi ne despărțim și tu nu înțelegi de ce trebuie să punem și minus x, numai x, înseamnă că n-am făcut nimic. Deci e obligația mea, da? Și tu ești obligat să asculți, să urmărești. Și dacă nu înțelegi, mă întreb până când eu te convin pe tine, că n-am altă variantă. Pe tine și pe oricine dintre cei care ne urmăresc. Anca este de acord să vă urmărească, da? Și să clarificăm o dată lucrurile. Deci, Miruna, modul din x nu e egal tot timpul cu x, ci numai când e pozitiv rămâne așa. Deci modul din 7 e adevărat că face 7. Dar modul din minus 7 nu e egal cu ce este aici, cu x, cum ar fi. Ci schimbăm semnul. Din minus 7 îl facem plus 7. 7. Deci e 7. Deci e 7 după ce spunem că e egal cu minus x. Deci egal cu minus pe lângă minus 7. Minus pe lângă minus 7. Deci egal cu minus pe lângă ce găsește el acolo, când aceea este negativ. Deci, atenție, insist încă o dată, Miruna. Nu vreau să zicem numai așa ca să fie drăguță cu mine. Vreau să spui, nu pricep încă. Mă interesează foarte tare asta. Când avem modul din minus 7, punem minus și scriem minus 7? Așa, că minus minus 7 îl face plus 7. Deci din motivul ăsta... Dar de ce nu putem direct? Exact. De ce nu putem direct? Da. Că nu știm tot timpul că e minus 7 acolo. Este un x care e negativ. Păi și acolo la radical de 7 punem minus. Nu, păi la radical de 7 lăsăm așa că e pozitiv. Când e pozitiv, uite ce am spus. Modulul e egal cu așa rămâne dacă acel din paranteză e pozitiv. Mm-hmm. Și e egal cu minus când e negativ. Când, luând-l cu minus, fiind el negativ, l-am transformat în plus. Minus, minus face plus. Adică nu scriem ce e în modul. Deci nu scriem ce e în modul, lăsăm expresia așa numai când acea expresie e pozitivă. Abia atunci. Atâta. Iar dacă aceea e negativă, trebuie să îi punem minus în față ca să... Din ce era negativ cu minus în față, facem plus. Deci îl explicităm și pe modul din x, care va fi egal cu x. O pică, dă-mi voie că zic. Asta mă gândesc aici... Aici, insist aici că am nevoie să înțelegeți. Dacă nu fac niciun pas, pur și simplu stau până mâine dimineața aici, până lăbărim treaba asta. Adică nu înțelegi cum e. Ba da. Atenție, Adică. Să dați un exemplu. Păi dau exemplu acum. Uite, Adică. Modul din 7 e egal cu 7, că știm că e pozitiv. Deci, da? Da. Rămâne așa. Și modul din minus 7 e egal cu minus. Pro, modul din minus 7 este egal cu minus pe lângă minus 7. Adică o rețetă chestie. Da, am scris. Adică e plus. E minus minus, care e la înmulțire plus 7. Deci, când e pozitiv
rămâne așa. Așa, așa că e negativ. E negativ, îi punem minus în față, da. Ca minusul și cu faptul că el e negativ, da. Minus cu minus facă plus. Că obiectivul meu să-l duc spre un număr pozitiv. Ăsta este motivul că n-ați arătat. Modul 2 minus 1, eu nu știu cine este 2 minus 1. Deci avem 4 calcuri la... Asta e. Va fi o treabă de complicată. Mergem până în 0, de la 0 la 1, de la 1 încolo, sunt 4 sau 3 cazuri, cred că 3 cazuri. 3 cazuri. 3 cazuri ar fi. Că, Miruna, ca reprezentare a numerelor de axă, aici undeva este 0 și aici este 1. Da? Și dacă explicităm pe modul din X, vom avea modul din X egal cu amoraș. Da? Mă rog, modul de X egal cu X. Nu, cu X mai mare ca 0. Da, și minus X dacă X e mai mic ca 0. Exact. Așa, măi. Așa mi-a arătat voi că ați înțeles. Modul din X minus 1? Pot să zic egal, eu. Te rog. Când X minus 1 când X minus 1 e mai mare ca 0. Rămâne așa. Deci da, X minus 1 dacă X minus 1 mai mare ca 0. Și când minus X plus 1 va fi egal cu minus X plus 1 dacă acesta e mai mic ca 0. X minus 1 este mai mic ca 0. Dar aici... Dacă cu X modul din X egal cu minus X, nu mai e tot asta, că minus pe lângă minus X. Păi tocmai aici s-a spus. Minus pe lângă acest X care X e negativ. Uh-huh. Deci nu e așa? Păi este exact așa. Și acolo dă 7. Păi dă 7 și acolo. Deci, atenție, dacă X-ul de aici... Nu, eu am atâta răbdare, dar trebuie să lămurim treaba asta, da? Uh-huh. Nu ne lăsăm. În ceață din tot ați băgat-o, domn profesor, vă zic eu. De ce am băgat-o? Da, că acolo iau o sunt minus minus 7 și aici mai vede că X-ul e negativ. Da, da. X-ul ăsta ce fel de număr fi minus? Adică e minus. Este un X negativ, are un minus 3, minus 7. Deci dacă e minus 7 și cu minus, vine minus minus 7, care face 7. De aceea îi pun minusul aici în față, ca pe X-ul care e negativ să-l transform în plus. Înțeles. Este, nu, dar drăguți cu mine știți. Nu, n-ai voie să fii drăguți cu mine. Tu trebuie să fii rea. Acolo, domn profesor, explicați-i ce mai bine. Da. Trebuie să fii rea și să fim foarte ferm. Până nu înțelegem, nu plecăm. Noi nu plecăm acasă. Da? Asta este... Am înțeles. Sigur, mai... Tu știi că modul de X e X, dacă X e mai mare egal cu 0, nu mai mare egal, domnul profesor? Mai mare egal, da. Când a spus nicăieri, de aia zic. Da, n-am pus. De trebuie, da? Pus, așa. Da, da. Și minus X dacă e mai mic decât 0. Aha. Asta o știai. Da. Păi atunci de ce nu înțelegi? Pentru că acolo e... Păi e mai mic decât 0 acolo, e mai mic decât 0. L-am luat pe minus 7, l-am luat pe minus 7, ca exemplu. Păi e mai mic decât 0. L-am pus în situația minus X-ul. Dar X-ul cine? E minus 7. Adică mai mic decât 0. Și minus cu minus face plus. Asta adică, este la adică făcut. Mai mic decât 0. Da. Iar azi sunt. Dar aici pe zic, da? Da. Apropiat din... Știți poanta aceea, nu? Nu. Deci, acum am făcut eu atunci, da. Uh-huh. 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 Doi tineri discutau și... fată și băiat și... El îi zice... Ea îi zice... El era de la țară și... În discuția acolo, el tot zice... Și ea zice, măi, nu-i frumos să tot zice, zice, da. Da, dar tu ești la oraș? Dar tu ești la oraș. Așa. Așa. Ai înțeles la bine cu mine? Absolut. Fata și ea era de la țară. După cum a spus. Da. Deci ea îi face observații, că așa ar trebui să se discute. Și atunci el întreabă, dar tu ești la oraș? Și ea răspunde, Pentru că fata cinstită, domn profesor. Da, da, da. Deci ea a fost corect. Deci, domn profesor, haideți să vedem. Deci cum e Miruna? Modul de X egal cu? X. X când? E pozitiv. X e pozitiv. Și minus? Și îi schimbăm semnul. Dacă e negativ, îi schimbăm semnul, îi punem o mirsă în față și l-am făcut pozitiv. Același chestii se întâmplă și la modul din X minus 1, după cum observ. Da. De rămâne așa,
dacă ăsta e pozitiv, expresia aceea. Și schimbă semnul când e negativ. Și schimbăm negativ. Semnul de întrebare la toată expresia aceea, când dacă e negativ asta. Ce nu vii clar? Mi-e clar, da, am înțeles. Și acum, pe x, x minus 1 mai mare ca 0, x mai mare ca 1 acolo, da? Și aici x mai mic ca 1. Nu, să nu vă zic pe cea cu Moisil pe urmă, dacă mă supărați. Care e? Spuneți-o. Am răbdare. Super. Vezi că acum se uită și tatăl și mami. Da, da. E clar, numai că nu se aude, atât tot. Nu s-aude, nu s-aude. Nu s-aude, nu s-aude. Nu s-aude că nu rezolva cu softul pe baza partea sonoră. E, la că e bun. Atâta aia trebuie. Să uită pe degeaba, nu la noi, în final. Tot iar răspund. Când vede ta meserie aici, aș dă seama că voi sunteți foarte buni. Excepțional. Media aritmetică, știți, nu? Ce înseamnă? Da. A plus B supra 2, nu? La... Și Moisil, o mare matematician al nostru, recunoscut așa, între două profesori. Vrem să ne explicați, să înțelegem foarte bine ce e cu mediile astea. A, păi, dragii mei, el așa mă dar, da? Cum să vă explic eu cu mediile astea? Eu închipuiți-vă voi că stați cu o parte a fundului pe un ghețar și cu o parte a fundului pe o friptă încinsă. În medie, e bine, dar e vai de fundul tău. Da? Vei din mine, dar e mai de o parte caldă, o parte rece. Da, da. Dar e mai de fundul tău. Apropo, la medie. La medie ar fi zero, nu? Da. Da, e mai de fundul tău. Bun, domnul profesor, să-i exercițiul ăsta, domnul profesor. Da, neapărat de termen. Dar eu vreau neapărat să prindeți toată... V-am mai deconectat un pic. Foarte pentru bine. Că era nevoie, dacă intri într-un blocaj așa, nu se iese de acolo, decât printr-o schimbă centru de atenție. Vă mai spun încă ceva și pe un trec, mă repede. Bine. Eu am fost totdeauna un revoltat împotriva celor care practicau colegii mei bișnița asta. Te trec clasa dacă dai bani. Deci revoltat, nu? Și am venit la liceu de petrol de acolo cu acest... să spunem în spate asigurat, să spunem asigurat, cu această emblema omului, nu te apropii de el. Ori la ori să o înveți, ori să o termin la comanda. Deci toți colegii mei nu îndrăzneau să se gândească să vină, deși practic era peste tot în prejur. La un moment dat, directorul adjunct are o pilă, cum se practică peste tot. Și vine... Cum să fac el să apropie de mine? Domn profesor, știți, am și eu la clasa 10-a, ei, nu știu cine, pe acolo, nevastă mea învățătoare, are ea de o fetiță care e acum la dumneavoastră și stai că vă te păi, Gigi, vei, dar știi că eu cum fac asta? Domn profesor, lăsați să știți. Și cum de-aseară am vrut să spun, cu, apropo, cu găina. Și cum am ieșit la mașină la parcare, să-mi iau mașina să plec, el vine cu o plasă după mine. Uză-mă, o atenție, știți, ce mă acolo, ce, păi Gigi, o găină. O găină. O găină, o găină și o sticlă. Păi lasă-mă o găină, nu se face, nu trebuie găină. Acum, el puneam găina la ușa mea, la mașină, eu puneam în spate, eu ziceam după aceea, am amețit găina aceea, nu s-o pus. La găina. Nu, dacă ar fi vie, oricum murea. Oricum am amețit-o noi acolo. Așa, dragi, vreau să vă spun că am fost dintotdeauna revoltat și vreau să vă spun că s-a ajuns atât de grav corupția asta care a cuprins absolut toată societatea, se datorează acestei părți de început. Ei, copiii aceștia care se uită spre noi, profesorii, îi caută modele. Și când tu, profesor, îl condiționezi, te trec clasa numai dacă dai banul, tu dai banul. Totul s-a făcut blocat. Acum se înregistrează. Da? Dai banul, domn profesor, se referă la pregătire.
Da, de unde pregătire? E vorba să treci clasa. Exact. Așa, ce vorbim pe cea dreaptă. Asta e toată povestea. De bani. Deci povestea este că s-a ajuns într-atâta, așa nivel de corupții, încât copiii au constatat că nu merită să mai învețe. Deci, înveți sau nu înveți, tot trebuie să dai bani. Nu ai niciun rost. Dar niciun rost. La permisul de conducere era așa, domnul profesor. Aici și la noi. Deci aveam colegi, ca să vă spună, un coleg care se numea Sârbu, uite cât discutam cu Osmina seară, o chestie care mi-a spus-o foarte clar, domnul profesor, prietena mea e din clasa 10-a. Acum, la semestrul ăsta, a fentat pe Sârbu, nu i-a mai dat cei 150 de euro, pentru că zice, l-a fentat. Anul trecut, o lăsat pe vară, și asta știu foarte bine, că doar a fost colegi acolo, nu trecea nimic decât dacă dădea bani. Deci nu trecea nimic decât dădea bani. Și s-a ajuns într-acolo, încât un coleg din an mai mare mergea cu plasa și cu lista la clase, ce vă spun, este cutremurător. Cu lista la clase și spunea, la clasa cu tare, ți trebuie 7. Pentru asta trebuie să dai 1 milion. Îți trebuie 8. Trebuie să dai 1,5 milioane. Și a adunat plicurile. Asta se întâmpla. Păi și nu, există riscul să te înregistreze un copil. Nu contează, dacă vă dați seama, asta era revolta mea foarte mare. Dar mie mi s-a întâmplat. M-a confundat un părinte, că, mă rog, la un moment dat era un profesor de serviciu. Și un elev care era la profesional nu mă cunoștea. Și a venit, zice, nu știu, nici domnul Sârbu, el a crezut că sunt eu, elev de serviciu. Și eu zic, păi el este. Vine părintele, scoate plicul, să-mi întreabă, ce ești, domnul Sârbu, nu așa, domnul Sârbu. Deci am înnebunit așa, asta era practic, să știa peste tot. Și i-a spus numele dumneavoastră după aia? M-a sunat directorul și a spus, băi, nu, i-a spus lui Sârbu, băi, uite, era cât pe ce să iau banul. Era cât pe ce să iau banul, tău. Deci, atât. Dar de ce n-o las la? Asta e, vreau să vă spun, atâta mizerie este. De aceea s-a ajuns... În Bacău? În Bacău, da, în Bacău. Cosmin învață... Da. În Bacău, la liceu, la TTR, la... Acolo învață? Acolo, da. Prietena lui. Prietena lui învață acolo? Așa. Prietena la liceu slab, domnule. Nu are importanță de slab sau nu. Toată povestea este că există această... Da, această mizerie. Ce zi aia iau 2-3 Bacău? Da, uite, ce-i băgat, profesorul de mate. Apropo de asta. Hai să băgăm bani. Dar numai de mate, numai profesorul de mate. Cred că așa ai practicat la toți. Păi să tot, dacă este geografie. Exact, ai înțeles? Deci nu are nicio importanță. Să ai înțeles unul de mate? Mai spun și asta și sper să opresc toată discuția. Iată, profesor venit la PTTR, eu am stat 23 de ani la liceu de petrol, mănești, de ce? Ciprian și alții, au fost elevi acolo. Deci 200 de ani la liceu de petrol, acolo am petrecut. Și am venit, mă rog, tot așa, pentru mizerie mare, a trebuit să mă dea la PTTR, după ce m-a ținut pe profesorul detașat, chinuit, fel de. E bine, în momentul în care am ajuns acolo, vă spuneam că problema era clară, eu nu discut cu treaba asta, am întâlnit secvențe fel de fel de acestea de care v-am povestit. Deci este cutremurător să constați copiii care se ridicau și spuneau, domn profesor, este dezastru. Ei veneau la mine din convingerea că eu încerc să-i ajut într-un fel. Și de fapt ăsta a fost și motivul foarte puternic. Ei au hotărât. Pentru care v-au... Da, nu se poate decât... Ăsta are forța să-ți spun în față, să-ți spun, băi, termină copiișnița, că nu se poate să pui copiii în situații de așa, unul la un moment dat nu avea deloc nicio sursă de venit. Și când a ajuns ăsta și i-a cerut să dea plicul, vă zic, băi, nu am de unde, tu știi că am doi părinți, sunt șomeri. N-am nicio soluție, n-am nicio posibilitate. Păi, dar și tu știi că nu pot să mă duc decât cu banii la omul. Nu? Altfel n-am nicio șansă de... Și el atunci au văzut cum seara vecinul lui a luat cauciucurile să le schimbe, că a spart mașina și a dus cauciucurile respectiv. Iată până unde a împins un copil în disperare ca să poată salva. Da? Deci aici am ajuns. De aceea, toată societatea, dacă uitați, în toate domeniile,
este o corupție generalizată. Da? Deci te sperii. Dacă sus e așa de grav, dar jos este mici, dar astea au un impact formidabil asupra copilului. Extraordinar. Hai să facem. Da. Facem. Da. Când am explicitat pe X, pe modul din X minus 1 și acum atât lucrăm ce? Da. Să facem sinteză. Mi-s o sinteză, măi, mai facem. Ce-o venit cineva de atunci? Nu, păi atunci... Deci facem ce? Modul din X minus 1. L-am da? Explicitat. Bine. Și acum zicem așa. X e mai mare ca 1 aici și X mai mic ca 1, nu? Corect. Deci X mai mare ca 1 și aici X mai mic ca 1. Corect. Mai mare e egal de tot. Da. Deci, vedeți, punem problema comparării lui X față de 0 și față de 1. Corect. Deci problema se pune a comparării lui a X-ului față de 0 și față de 1. Și avem situația când ne aflăm în stânga lui 0, când ne plasăm între 0 și 1 și dincolo de 1. Da? Deci da. Avem situația când suntem în stânga lui 0, între 0 și 1 și la 1 încolo. Mai mic ca 0 și când e mai mare, da. Da? Deci sunt aceste trei situații. Și acum, cazul întâi. Cazul întâi. X mai mic ca 0. Ce rezultă de aici? Dacă X mai mic ca 0, rezultă că... Cum este modul din X? Negativ. Modul din X egal cu minus X. Uite, când X-ul e negativ, modul din X egal cu minus X. Iar modul din X minus 1 e egal cu minus X plus 1. Așa. Că dacă e mai mic ca 0, e mai mic decât 1. Corect. Deci suntem în stânga lui 0, clar că și a lui 1. Și deci atunci. Egal cu minus X plus 1. Da, minus X. Eu egal cu 1. Și în condițiile acestea, rezultă că CEU va fi, în momentul ăsta, egal cu... Uite, modul din X, care este minus X, minus X plus 1, așa. Adică egal cu minus 2X plus 1. Minus 2X plus 1. Cazul 2. Cazul 2. Cazul 2. X-ul între cine și cine acum să luăm? X-ul... Mai mic egal decât 0. Așa egal. X-ul între cine? Între 0 și 1. X-ul cuprins între 0 și 1. Deci cazul 3 cu X între 0, cazul 2 între 0 și 1. Modul din X egal cu... Atunci, modul din X cât va fi egal? Cu... X. Că l-am zis, sunt dincolo de 0, nu? Da. Sunt cu, dincoace de 0, mai mare ca 0. Deci modul din X va fi egal cu X. Și modul din X... Modul din X minus 1. Egal cu X minus 1. Da, minus X plus 1. Sunt mai mic ca 1, da? Da. Minus X plus 1. Deci mic. Sunt... Să zic ceva? Hai, da. Hai să zicem, Miruna. Deci suntem așa. Cu, în stânga am văzut ce s-a întâmplat. Între 0 și 1 sunt cu X-ul mai mare ca 0. Deci modul X egal cu X. Iar sunt în stânga lui 1, adică X mai mic ca 1. Și când X-ul e mai mic ca 1, e minus X plus 1 modul. Deci va fi egal cu minus X plus 1. Și în condițiile astea, CU egal cu 1. CU va fi egal cu X. X minus X plus 1. X minus X plus 1. Egal așa, cu 1. Și egal cu 1. Și cazul 3, când X-ul este cuprins între 1 și la nesfârșit, și da, infinit, adică oricât de mare, atunci modul din X va fi egal cu cine? Modul din X egal cu X, că X-ul e pozitiv. Că e de la 1 încolo. Modul din X va fi egal cu X, iar modul din X minus 1 cât va fi? Cu X minus 1. Da. Cu X minus 1. Deci modul din X minus 1 va fi egal cu X minus 1. Și în condițiile acestea, rezultă că CU va fi egal cu X plus X minus 1, că e adunat aici. X adunat cu ăsta. X plus X minus 1. X plus X minus 1. Care adică face 2X minus 1. 2X minus 1. Așa că ar spune că CU are
trei reprezentări, uh-huh, trei răspunsuri. Trei reprezentări, adică când odată, ce egal cu minus 2x plus 1. Odată egal cu minus 2x plus 1, adică pentru x mai mic și ca 0, mai mic, da, egal de 0. După aia ce egal cu 1. Ce egal cu 1. Când x e mai mare, se s-a egal. Este cuprins între 0 și 1. Da. 0 și 1. Și egal, se poate și egal, azi totdeauna se poate, nu, trebuie să și luăm și pe 0, trebuie să spunem și ceva ce se întâmplă 0, da? Poate pe aici undeva n-am spus și varianta asta pe aici, nu mai văd eu exact. X mai mic egal decât 0, vezi? Cam zic. Deci de aceea așa zice aici, X mai mic egal decât 0. Și egal cu a treia variantă, 2X minus 1, 2X minus 1, dacă X-ul e mai mare ca 2, mai mare ca 1. Deci să revedem, C-ul are trei reprezentări. Minus 2x plus 1, 1 și 2x minus 1. Minus 2x plus 1, 1 și 2x minus 1. Când x-ul e mai mic, x-ul cuprins de 0 și 1 și x mai mare ca 1. Da? Trei reprezentări. De ce? Pentru că am avut și modul de x și modul de x minus 1. Deci am avut pentru x egal cu 0 până în 0 și altă pentru 1 până în 1. Și atunci tot intervalul ăsta, de la minus infinit la plus infinit, este rupt în trei intervale. Odată cu x și până în 1, până în 0. Cu x și de la 0 la 1 și la 1 încolo. Uh-huh. Da? Deci asta a fost aici foarte important. Mai... Vă mai dau unul. Da? Da. Pentru că și mie nu m-a înțeles. Da, și mie nu l-am fost. Da, vă rog, profesor, că nu da. A vorbit deloc și am senzația că nu înțeleg. Da. Crezut că e. D egal cu... Care? D mic. D. Egal cu modul din 2x plus 3. Modul din 2x plus 3. Minus modul din x plus 3. Modul din x plus 3. Păi, modul din 2x plus 3. Luăm de-o parte, Miruna, da? Da. Pe fiecare. 2x plus 3. Atunci când e, atunci când e pozitiv, deci, rămâne 2x plus 3. Deci modul din 2x plus 3 acolo este egal cu acolo. 2x plus 3. Egal cu 2x plus 3 dacă... Atunci când e pozitiv. Deci dacă 2x plus 3 e mai mare, egal decât 0. Da. Și e minus 2x minus 3. Minus 2x minus 3 dacă... Atunci când 2x plus 3 e mai... Mai mic decât 0. Foarte bine. Bun. Miruna, hai să rezolvăm asta. Echivalent. Închipuiți că îl duci pe 3 dincolo și minus 3, nu? Echivalent cu 2... X, deodată, că suntem x mai mare egal decât minus 3 pe 2. Deci 2x plus 3 mai mare egal decât 0, x mai mare, nu-i bine, Miruna? Că ar fost 2x mai mare ca minus 3, împărțim prin 2 și vine x mai mare decât minus 3 pe 2. Adică bine? Da. 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 Și cealaltă ar fi echivalent de cu x mai x mic decât minus 3 pe 2. Bun. Cel de-al doilea modul, Anca, modul din x plus 3, egal cu... Modul din x plus 3 egal cu x plus 3 când x plus 3 este mai mare decât... Mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0, foarte bine. Și egal cu? Minus x minus 3. X, da? Minus x minus 3 când... x plus 3 asta. X plus 3 mai mic decât 0. Mai mic decât 0. Aici asta ar fi echivalent cu x mai mare egal ca minus 3. Și aici echivalent cu x... Mai mic decât minus 3. Corect. Și iată. A venit vremea să ne orientăm... Patru cazuri. De... Nu. Aia, tot trei vor fi, că-s două numere. E minus 3 pe 2 și minus 3. Uh-huh. Da? Deci două numere sunt care intră în discuție. Hai să le reprezentăm pe axă. Păi, acum nu facem, nu scriem pe D și facem 2x plus 3 minus... Dar depinde unde sunt exact. Și... Că depinde cum îi luăm pe cum X. Cum analizăm? Facem o axă și să ne orientăm. Să vedem. Ca să știm cum îi luăm. Deci numerele care au intrat în discuție le citesc aici. Minus două 3 sunt. Pe minus 3 pe 2 și minus 3. Min... Dacă au ordine pe cine pun întâi? Pe minus 3 sau pe minus 3 pe 2? Pe minus 3. Pe minus 3 pe 2.
Minus 3 pe? Că ăla e 1,5, nu? Așa e. E minus 1,5. Minus 1,5. Și minus 3-ul? Și minus 3-ul unde este? Mai e stânga. Deci despre stânga venim, pe minus 3 îl punem prima. Primul, dacă venim de acolo. Din stânga, totdeauna din stânga venim. Așa venim? Totdeauna. Deci ordinea numelor e de la stânga la dreapta. Bravo, bravo. Eu am pus pe 0 întâi și pe aceea m-am dus. Da, da. Deci punem așa. Aici este 0, e drept undeva. Minus 3 înseamnă minus 1, minus 2, minus 3. Iar minus 1,5 e la jumătate. Trage la jumătate. 5. Aici este, acum, da. Minus 3 pe 2. Dar fă și tu radioaxă, fă așa cum face domnul. Neapărat, măi, dar nu-i fac degeaba exact. Asta. Asta pentru voi acum, ca să știm cum să plecăm în exercițiu. Deci neapărat trebuie să faceți așa, sigur, că altfel n-am făcut nimic. Și acum, am o zonă de aici. Am o zonă până în minus 3. De la minus 3 încolo, da. Aici e de la aici. Minus 3 până aici. Între minus 3 și minus 3 pe 2. Avem. Da, păi, a fost să nu fie. Între minus, ce înseamnă minus 3? Mai mare ca minus 3. Mai mare egal, da. Da, mai mare de la minus 3 și mai mic decât minus 3 pe 2. Deci este între de la minus 3 până la minus 3 pe 2. Mai mic, e jur. Mai mic, da. Da. Aha. Deci este zona asta. Zonă. A doua zonă și a treia zonă cu x și mai mare decât minus 3 pe 2. Adică de la minus 3 pe 2 încolo. Acum, asta este. Da? Sunt câte cazuri? 3. Una, deci cazul 1, cazul 2 și cazul 3. Cazul 1. Când x este mai mic, mai mic egal decât minus 3, da? Da, x mai mic egal ca minus 3. Atunci, primul modul care îl avem aici, 2x plus 3, modul din 2x plus 3, egal cu? Nu uită. Ce înseamnă că e mai mic? Dacă e mai mic ca minus 3, e mai mic și decât minus 3 pe 2. Deci dacă e mai mic ca minus 3, x-ul... Deci mai pune mai mic egal. Mai mic atunci. Mai mic egal. Mai mic egal decât minus 3. Da, 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 minus 3. Dacă e mai mic egal decât minus 3, e mai mic și decât minus 3 pe 2. Da. Și numele, când sunt mai mici decât minus 3 pe 2, mai mic ca minus 3 pe 2, cât e modulul? Minus 2x minus 3. Nu ți-e clar, Miruna? Da. Vrei să-ți termin mai repede lecția asta. Da, eu am înțeles, am desfăcut acolo. Deci după dar așa trebuie, uite așa cum face am domnul profesor. Am înțeles până aici, de acolo cu... Cum? L-ați împărțit în trei cazuri. De ce trei cazuri? De ce au apărut trei intervale? Pentru că sunt două numere. Minus 3 pe 2 și minus 3. Le-am poziționat pe axă, în ordine. Și au apărut o zonă aici-or mai mici decât minus 3. Un x de aici. Care e și mai mic decât minus 3 pe 2. Deci când l-am prins în zona asta, în cazul 3, el este mai mic ca minus 3, bă, dar să vedem, dar e mai mic și decât minus 3 pe 2. Că minus 3 pe 2 e în dreapta, minus 3. Deci x-ul de aici e și mai mic ca minus 3, și mai mic ca minus 3 pe 2. Și fiind mai mic decât minus 3 pe 2, ce se întâmplă când x-ul e mai mic ca minus 3 pe 2? Modulul din 2x plus 3 este minus 2x minus 3. Deci modulul egal cu minus 2x minus 3. Celalalt modul. E vorba de modul din x plus 3. Modul din x plus 3 va fi egal cu? Minus x minus 3. Este minus x minus 3, pentru că suntem cu x și mai mici decât minus 3, da? Deci va fi minus x minus 3. Și în cazul ăsta, D-ul, sau cum a fost dat, D-ul va fi egal cu Miruna aer, da. D-ul egal cu primul modul, 2x plus 3, ca minus 2x minus 3, minus 2x minus 3, minus x, minus paranteză, minus x. Așa, minus paranteză, minus x, minus 3, da? Da. Și egal mai departe cu? Minus 2x. Plus 3. Ce face? Minus 2x cu x minus x. Minus x. Cât minus 3 cu 3 se reduc. Cazul 2. Cazul 2. Vor mări și în
interval, adică x și între minus 3 și minus 3 pe 2. Deci cazul 2, x și cuprinș între minus 3 și minus 3 pe 2. Că până în minus 3 am mers. Da? Până inclusiv. Acum voi merge până în minus 3 pe 2. Adică închid în partea cealaltă. În minus 3 pe 2. Atunci, când x și se află aici, deci x-ul ăsta îl văd aici, el este mai mare ca minus 3. Uite, dacă x-ul este în zona aici, e mai mare ca minus 3. Și mai mic ca minus 3 pe 2. Și când x-ul e mai mare ca minus 3, când x-ul e mai mare ca minus 3, cât e modul din x plus 3? Este x plus 3, rămâne așa. Deci, în acest caz, modul din x plus 3 este x plus 3, iar modul din 2x plus 3, modul din 2x plus 3, fiindcă suntem cu x și mai mici decât minus 3 pe 2, minus 3. Deci, când sunt cu x și mai mici decât minus 3 pe 2, este minus 2x minus 3. Minus 2x minus 3. Și atunci, modul D-ul va arăta așa. Egal cu x plus 3 minus 2x. Minus 2x minus 3 e primul, nu? Uite, da, minus 2x minus 3. Minus 2x minus 3 minus pe lângă x plus 3. X plus 3. Care egal cu minus 2x minus 3 minus x minus 3. Adică minus 3x minus 6. Minus 6. Minus 3x minus 6. Scoatem un factor comun? Nu. Nu, lasă așa. Poți să scoți un minus 3 un factor și faci minus 3 pe lângă. Hai să zicem eu. Dacă vrei tu, minus 3 pe lângă x plus 2. Da? Minus 3 pe lângă x plus 2. Cazul 3. E vorba de faptul că x e mai mare decât minus 3 pe 2. Cum? X e mai mare și atunci minus 3 pe 2. Atunci modul din 2x plus 3, da? Rămâne așa. Așa, foarte bine, rămâne așa 2x plus 3. Așa. Iar modul din x plus 3 face tot x plus 3, că dacă sunt dincolo de, sunt dincolo de minus 3 pe 2, sunt și din dreapta lui minus 3. Sunt și mai mare ca minus 3. Deci rămâne x plus 3 egal cu x plus 3. Și în condițiile astea, d va fi egal cu 3x. Va fi când le adun, nu, fii atent, Miruna. Primul modul, 2x plus 3, rămâne așa, minus modul, minus pe lângă, modulul celălalt care rămâne x plus 3. Minus pe lângă x plus 3. Și va face în final 2x plus 3 minus x minus 3. Adică 3x, da? 2x. 2x, păi ajunge și eu. Face 2x. 2x minus x nu mișcă. 2x minus x, așa cum poți. 3x, da. 3x, vezi? Da, simplu x. Hai să mai vedem o dată. Trebuie să vă faceți un mod de a gândi x la exprimarea modului, că altfel e greu. Eu am o soluție mai rapidă, dacă vreți să o vedeți. Vreți? Da. Nu mai vreți. Da. Adică da, nu mai vreți. Da, vrem că pe asta nu mă oprez, n-are lipici. Deci nu, nu, n-are lipici. Mă oprez-o deloc de asta, e paralelă. Eu vă zic eu, domnul. Ai înțeles așa. Te duci arăta, acum este și mai ușor. Puteam să vă arăt la început pe aceea, dar n-am vrut ca să vă chinui așa. Ne-a chinuit atâta. Da. Două ore. Mai toți, atenție. Ca tine. Toți colegii mei lucrează în varianta asta. Și n-aveam voie să nu vă arăt să insist pe chestia asta, pentru că la școală, ei lucrând așa, v-ați fi intrat în conducție, eu fac altceva. Și mai ales de tine, Miruna, mi-era foarte tare, frică. Da, e sigur. da. Intră în coliziune, era cu profesor, spune, dar eu nu știu să fac așa, eu fac așa. Nu-i tot acolo, n-ai rugat tot. Așa. Și eu mi-am făcut datoria să arat că așa se lucrează clasic,
Și tu ai să spui, eu știu varianta asta, dar stai să vă arăt eu una. Da. Eu iar rolul strică. Pentru Mariei de notă. Pentru Mariei de notă. Da. Le-am în 10. 7. Bun, 7 de 10. 7 de 10. Deci, tu ai impresia că ca să mă remedia, da? Da. 7 de 10. Vorba. Da, păi săraca, dar ce să mai zic? Să pui... cât îți trebuie ca să ieși din corigență? Să pui câte unul în fiecare... Vreau 10, 10, 10. Dacă da. Un 10. Un 10 dacă iei? Da. Ieși din corigență? Dați soluția, domn profesor. Da. Bine, atunci nu unul ne mai trebuie. Dar cât de la opțional nu la opțional nu contează. Au zis că opțional nu contează. Ba da, s-o pus notele. Ba da. Da, dar nu se pune... Ba da, calcularea. Ba da. Ba da. Ba da, este în catalog. Tu cât ai? Ba da, au 2 din 10, că au zis ca și notă. Ăsta au putut 2 din 10, la opțional. Da, hai să vedem. Hai să vă zic, domn profesor. Copii, o să facem în felul următor un tabel. Nu că nu, fă tabelul și tare. X, X care vin de la minus infinit, la plus infinit. Cum ar fi fost dreapta asta? Uh-huh. Dar de ce pun? Puteam să las numai dreapta asta și că era chiar asta de aici. Da, da? Dar pun jos, pentru că mă ocup de explicitarea modulilor ăstora. Uh-huh. Mai întâi să le iau pe cine? Pe x plus 3. X plus 3 devine 0 dacă pun pe x cu minus 3. În dreptul lui minus 3 devine asta 0. Uitați, dacă locuiesc cu minus 3, vine minus 3 plus 3, face 0. De adevărat, da? Da. Dacă iau un X din zona asta și înlocuiesc, uitați, pe minus 4. Minus 4 și cu 3? Minus 4 cu 3... Minus 1. Orice X ați luat de aici, în zona asta, asta tot timpul dă un număr negativ. Deci asta dă tot timpul negativ. Și pun minus. Da? Da, ați minus. Dar o dădus prost. Așa îmi văd. Și dacă și în partea cealaltă... Și făceam la tabele din trata și mie răspund până aici. Da, da, da. Deci, acum eu explic la nivelul la care trebuie să înțeleagă ei. Din păcate, în clasa 9-a, 10-a, socotim că copiii mai mari se face pe alt plan, pe alte idei. Cu o funcție, nu știu ce, pe acolo. La stânga spus semn contrar, lua, îți mai amintești? Între ce semn contrar, nu știu ce, pe acolo. O prostie. Acum, corect, așa trebuie să faci. O prostie, că trebuia să memorez mecanic, de aceea nu ți-o mai rămas decât amintirea tabelului cu minus cu minus. O prostie. Da, dar o prostie pentru că așa, așa se întâmpla, așa fac toți colegii mei. Și acum, aceeași tehnică. O prostie. Nu sunt deloc frământat să facă chestiunile accesibile, nu la memorie. Uite ce fac doamnă. Mă, zic așa, mă, orice X ați să înlocui voi în zona asta, hai să înlocuim. Veți vedea că voi dau urmă numai negative. Corect. Ăsta e motivul de și pun minus pe asta tot timpul. Adică tot timpul asta va fi negativă. Tot timpul va fi negativă pentru situația când merg de la minus infinit până la minus 3. Corect. Trag și în partea asta, dacă în loc eu cu X, vor fi plus. Numai numere pozitiv. Corect. Adică expresia asta e pozitivă de la minus 3 încolo. Pun dedesubt cea de-a doua expresie. E vorba de 2X plus 3. Ea devine 0 în minus 3 pe 2, nu? Minus 3 pe 2 devine 0. În dreapta îl puneți. Păi da, nu, minus 3 pe 2 nu e în dreapta, mă? Păi mă, minus 3 pe 1, minus 1 și ceva, s-a